Camera roșie? Să vedem. Vlada, nu-i pentru tine, stai liniștită, e pentru emisiune, pentru sutele astea de mii de oameni care se uită la noi. Pentru dumneavoastră, pentru că pe Vlada oricum nu interesează, nu afectează. Dar știi ceva? Am să te rog să închizi ochii, să spui mile la urechi, să nu te uiți. Ba da, că și așa nu te interesează. Bun, și materialul mult așteptat. Reîntâlnirea dintre Larisa și Anthony. Și nu oriunde, ci în camera roșie. Hai să urmărim. Cum crezi că mă cheamă? Habar n-am. Mi-e frică. De ce mi-ai zis asta cu... M-am întors aici pentru că consider că nu am arătat tot ceea ce pot eu. De ce te uiți așa? Cum așa? Tu te bucuri că mă vezi? Nu știu ce să zic. Cu ce gânduri mai concret? Doar ai venit din nou pentru experiență și să arăți de fapt că tu poți să te deschizi? Un covor al meu. V-a fost dor de mine? Da. Deci nu vrei să te întorci la Anton? Nu e vorba. Dar nici nu a fost la mine ca să se întoarcă la mine. De ce nu ați spus partea în care a spus că mi-a recunoscut parfumul? Sau de ce n-a spus partea în care am zis pentru cine am mai multe sentimente? S-a tăiat din greșeală, că era legat și de un zâmbet mai larg și am zis să nu... Până să le zic să nu mai scoată, apucaseră să scoată. M-am gândit că chiar o să te deranjeze. Da. Las că te uiți la... episoade. Da. Nu, dar de ce n-a spus partea în care eu am întrebat-o pe Larisa dacă vrea să mai lupte pentru el, iar el era la față precum trandafiria? Albi? Roșii. Da, într-adevăr, nu m-am roșit niciodată. De ce nu puneți toate părțile alea în care Radu face numai greșeli pe aici și mă deranjează pe mine foarte tare câteodată, așa, câteodată nu, câteodată, da. Și pe toată lumea. Iată tu, nu? M-a auzit ceva. Ce s-a întâmplat? Dar tu ai cine? Nu, nu, ai pe cine? Îl doare care muște. Dacă vrei să țipă! Cine pe cine? Cum să dai așa de tare? Tare, când am dat tare. Vreau să-ți beau un pahar cu apă. E violent. Cosmin, glumă, dar... Dai mă, lasă-mă. E în plână. N-am dat tare, mă, să-ți dau ție. Bă, da, da, așa, hai mă, că n-am dat tare. Dați-vă la el. Ce mă faci, doar am plăcit. Tu dai în același loc. M-a făcut prost. Cine știe să acordi bine cu ajutor? Cristina. Palme. Doamne, chemați paza, că nu-i bine. Ne luăm aici. Încetați. Un răcoritor. Încetați. Terminați cu... Doamne, pirește. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Zi, Giulia, tu te rog că mă... A zis că vrea să iasă, are nevoie de un pahar cu apă. Cine? Tete. Și nouă ne sete. Și nouă ne sete, da. Da, tuturor. Nu e Vlada. Ce s-a întâmplat? Te-a deranjat ceva? Da. Ce? Nu cred. Liniște! Liniște. Reacțiile lui, curiozitățile este lui. Cum? Reacția lui. Reacția lui?
Care? Da, și cu zâmbetul ăsta așa și prezența ei lângă el. Bine, putea să fie oricare altă fată. Nu-mi place prezența alte fete lângă el. Dacă eram eu, nu știa nimic. Da. Dar te-a deranjat atitudinea ei mai mult decât atitudinea lui? Sau atitudinea? Dar eu n-am treabă cu ea. Ah! Mm. Bun. Putea să fac ce vrei. Ce anume? Pentru că zâmbea? Nu, știu, era așa. Să creadă? Părea plăcut, chiar surprins? Da. Așa pare. Da, mă gândesc, nu știu, nu era normal să fie surprins. Bine, nu știu dacă a plăcut surprins, dar surprins era normal să fie, nu? E supărat? Hai, nici acum. Era de parcă de-abia așteaptă. Nu-i mai dă ce cu lui spus. Să nu-i mai dă ce cu lui spus. Sunt ok, liniște. Sunt ok, doar când mi-a plăcut ce am văzut eu. Dar așa sunt bine. Ca de tine... Cum ai fi vrut să procedeze ca să-ți, să fii tu liniștită? Cum ai fi vrut să procedeze Anthony? Nu știu, chiar să fii mai calm, că el era prea așa... Nu știu cum să-i explic. Euforic? Prea... Fărășicat, exact. Entuziasmat, da, da, da. Da. Te fi vrut să fie mai potolit, exact, în reacții. Da. S-a părut că era curios. Adică cum și-ar fi dorit și Ionuț să fie Bianca atunci când l-a revăzut pe nu, Patrick. Nu, eu n-am făcut ca Anthony. Anthony a greșit. Același lucru între păi, tine și Patrick. Aia zic, nu e aceeași. Eu și Patrick prieteni, tu și Larisa te-ai îndrăgostit de ea din nimic, pentru o persoană care nu mi-oferă nimic, nu mamaie, nu mi s-a întâmplat în viața mea, dar pentru cine ai venit? Pentru mine? Pentru mine? Sigur nu pentru mine. Am întrebat-o. Gen, am dacă ea zicea că e pentru tine, pentru acolo... Mine. Am zis pentru mine vreo secundă. Exploda tot. Nu știu. Vlada știu. Larisa, chiar țin să precizez asta. M-ai întrebat pentru cine am mai multe sentimente. Ce am zis? Da, într-adevăr, la spre sfârșit așa. Ce i-am zis că pentru ea. Ai vreodată să nu dă bine pe cameră să spună lucrul ăsta. Eu îi dau dreptate, dar într-adevăr așa a spus când l-am întrebat dacă ai compara situațiile, către cine ai avut mai mari sentimente. Și el a spus, având în vedere că cu Vlada am ceva, că v-ați sărutat, ce v-ați mai făcut voi, așa, normal că s-a apropiat mai mult de tine și a zis că da, are sentimente mult mai puternice bun pentru tine. Hai să nu fim copii. Era normal. N-ar fi putut să spună, pentru tine, Larisa. Da. De ce? Pentru că Larisa până în momentul ăla și-am susținut și a zis și Adelin. Pentru că tu ești într-un cuplu cu Vlada, da, ce da, om da, face Larisa, asta? Eu am susținut că Larisa mi-a dat de înțeles oarecum că a venit pentru mine. De ce în momentul ăla, când am susținut eu că Larisa mi-a dat de înțeles că a venit pentru mine, de ce n-aș fi profitat de ocazie? Că până la urmă e ocazie. De ce n-aș fi profitat de ocazie? Momentan nu erai sigur. Că nu ești genul ăsta, Anthony, care să nu țină cont de relația pe care o are. Tu nu încheiaste nimic cu Vlada. Și ca să poți să te, nu știu, să răspunzi unei alte fete. Nu erai liber în camera roșie. Nu știu, să-i spui, te-am așteptat, mă bucur că ai revenit, vrei să ne dăm o șansă, etc. Oricine ar fi fost într-un cuplu, n-ar fi putut să spună asta. Oricine. Dai seama că, na, mai râdem și noi aici, mai glumim, dar n-ai cum. Chiar n-ai cum. Dacă tot băieții ziceau de Elena că se acoperă cu perna, că pune mâna, exact gesturile alea, le avea da, și da. Anthony în camera roșie, tot cu mâna la gură, mâna pe cap, mâna pe tot. I-am făcut complimente, deci, că mi-au cerut băieții. Foarte, tu, acolo... lui Patrick, ai făcut complimente de la tine venind. Stai o clipă. Eu nu m-am pierdut în fața lui Patrick, tu te-ai pierdut în fața Larisei. Erai exact așa cum erai acolo pe canapea, când stăteai lângă mine, când ți-am spus, dacă ești fals, o să le primești de la mine. Nu, exact așa ai fost. Așa. Când a început să facă complimente lui Patrick, tu ai făcut așa că voi... Îți tremurau mâinile, erai așa, pentru mine ai venit, pentru mine. Dar n-am zis nicio secundă și s-a repetat și s-a specificat că n-am zis pentru mine. Păi ai întrebat. Pentru am întrebat, mine. Am întrebat, mi-era frică de răspunsul ăsta, sincer, mi-era frică de răspunsul ăsta. Eu și dacă spuneam că am venit pentru tine, ce-ți pasă ție dacă tu ești într-o... Ești... Îmi părea rău pentru tine că ai bătut un drum degeaba. Aoleu! Sincer! Știi, ziceai asta trebuie. Nu știi să minți. Da. Nici n-am încercat să minți. A țipat la mine. Da. Să ții telefonul pe aproape că o să fii contactat pentru replici bune. Glumește, mă. Cei care parte în gazon. Simt pumnii să rezolvi problema cu bine cu Vlada, dacă există o problemă, dacă nu, nu. Nu e nicio problemă.
Antoni, au fost momente aici, în această casă, în timp ce erai într-o relație cu Vlada, când poate ți-ai dori să vină o altă fată aici în casă? Da. Când? Când aveam ceartă cu ea, mi-am dorit să vină o altă fată pentru că voiam să văd reacția ei, dar nu pentru mine. Am vrut să văd reacția ei. Țin minte, nu am zis nimănui asta. Eu v-am zis, dar băieții... Dacă v-am zis, voi nu mă credeți. Dar curând o să ghicești numerele la loto, treaba voastră. Băieții aici nu știau niciunul lucru ăsta. Ba da. Ai vorbit cu camera singur? Cu mine ai vorbit, Antoni, despre discuția noastră pe care am avut-o noi atunci. Erai tu pe canapea și eu eram pe... Lasă-l să spună. Da, am zis că îmi doresc să vină ca să văd atunci reacția Vladei, momentul ăla când simțeam eu că Vlada e dezinteresată.